Președintele Ucrainei a mers pe frontul din estul țării, acolo unde ciocnirile cu separatiștii pro-ruși se intensifică. Cu uniformă militară, vestă antiglonț, cască și mască, el a trecut în revistă trupele din tranșee. În aceea zi, Rusia a difuzat imagini de la exercițiile tactice pe care trupele sale le fac nu departe de granița cu Ucraina. Kievul a tras zilele trecute un semnal de alarmă cu privire la prezența în număr tot mai mare a soldaților ruși la frontiera sa de est. Moscova susține că nu amenință pe nimeni și că va retrage trupele când va considera că este momentul potrivit. După ce Statele Unite au asigurat Ucrainei sprijinul lor, cancelarul german Angela Merkel l-a sunat pe Vladimir Putin și a cerut să-și reducă prezența în zonă.